În capitolul 9 al epistolei către Romani, Pavel pune o problemă care îl durea. Mântuirea lui Israel, frații lui de sânge pe care îi iubea, dar care îl respingeau pe Mesia Iisus Hristos, în condițiile în care neamurile pe care evreii disprețuiau primiseră Evanghelia. Și apostolul pleacă de la principiile dezvăluite de Dumnezeu încă din vechime. Citez doar Roman 9, versetele 15 și 16, căci el a zis lui Moise: voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Am încheiat citatul. Să observăm întâi cine sunt acești oameni pe care Pavel declara că îi iubea așa de mult. Israel, evreii, aveau o lungă istorie cu Dumnezeu. Majoritatea lor credeau că ei erau aleșii lui Dumnezeu și că mântuirea lor era subînțeleasă, fiind o chestiune care ținea de genealogia și alegerea lor. Erau convinși că simplul fapt de a fi evreu era suficient ca să fie primiți în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Ei nu primiseră și ignoraseră, așa cum fac și azi oamenii, mesajul dat de Dumnezeu prin profeții săi, și anume că El dorește o inimă smerită și supusă, nu titluri sau performanțe. Altceva ce nu mai înțelegeau și nu acceptau evreii, chiar și când și dacă apostolul Pavel cita din scripturile Vechiului Testament, era că Evanghelia, vestea bună a mântuirii, era pentru oricine credea, indiferent de etnie. Deci era și pentru neevrei. Ei răstălmăceau și abuzau Tora și se străduiau din greu să respecte un set de reguli. Deci socoteau că, în mare, erau într-o stare corespunzătoare în raport cu Iahveh. Și de aceea erau confuzi și recalcitranți când Pavel propovăduia mântuirea prin har, prin credință. Dumnezeu își formează un popor care să fie al lui, dar din acest popor fac parte doar aceia pe care îi mântuie Dumnezeu, adică fiecare persoană care se întoarce la el și ascultă de el. Și aceștia nu vor fi niciodată numeroși, ci mai degrabă o rămășiță. Vezi și 1 Petru 2, versetele 9 și 10. Nu vom putea niciodată să înțelegem pe deplin modurile inexplicabile în care gândește și acționează Dumnezeul suveran. Dar nu să înțelegem ni se cere, ci să ne încredem în El care lucrează cu dreptate. Universul este creația Lui, la fel și omenirea. El este în continuare activ și în deplin control. Noi am vrea să înțelegem, chiar să dezbatem, poate chiar să amendăm lucrările și deciziile Lui Dumnezeu. Încercăm să sondăm insondabilul și să înțelegem misterul, măreția, unicitatea, infinitul suveranității sale absolute. O, ce trufie, ce nebunie! Credinciosul autentic nu are asemenea pretenții, ci acceptă autoritatea deplină a lui Dumnezeu și se străduie să asculte și să îi se supună în smerenie. Necredința însă este prin excelență răzvrătită și va continua să se zbată în zadar în marșul spre judecata și mânia divină pe care le contestă, dar care sunt inevitabile. Cel mai înțelept lucru este să acceptăm că Dumnezeu este Dumnezeu și nu noi, și să credem și să ne încredem în El și nu în părerile, puterile sau performanțele noastre. Doar El, Dumnezeu, este bun și drept și atotputernic. De fapt, este singurul bun și de aceea tot ce face El este bine.